Bine v-am găsit, pasionați ai echipamentelor agricole și de construcții, la jurnalul Utilaje TV. În această ediție vorbim despre expoziția de echipamente de construcții Bauma 2022, despre un sistem întreg de construire a unui drum creat de compania Firtgen și despre stadiul proiectelor de construcții la nivel mondial. Ne plac expozițiile de echipamente agricole și de construcții și am tot vorbit despre importanța de a fi la curent cu tot ce mișcă în industrie, de a te conecta cu alții pasionați ai utilajelor și de a descoperi ultimele tehnologii în domeniu. Bauma este un astfel de eveniment demn de luat în seamă. Din păcate, pandemia a blocat expozițiile de utilaje și, de 2 ani, majoritatea târgurilor de profil s-au desfășurat în mediul online. Acum, situația pare să fi revenit la normal, iar reprezentanții Bauma au anunțat deja că cel mai mare târg de utilaje de construcții din lume va avea loc în perioada 24-30 octombrie a acestui an la München. Vestea a fost primită cu entuziasm nu doar de vizitatori, ci și de expozanți. Este o dorință aprinsă de a-și prezenta noile utilaje și tehnologii și de a se reconecta la dorințele utilizatorilor de echipamente de construcții. Ca urmare, 97% din spațiul expozițional a fost deja rezervat, iar Bauma 2022 se anunță a fi un succes răsunător. Pe lângă prezentările de utilaje, evenimentul este cadrul ideal pentru descoperirea ultimelor tehnologii în domeniu, între care echipamente electrice și autonome, digitalizarea șantierelor, noi tehnici de a construi și materiale inovatoare. Viitorul sună bine, așa că vă invităm să vă cumpărați deja biletele pentru München în perioada 24-30 octombrie. Discutăm acum despre compania germană Firtgen, care a lansat un sistem întreg de construire a unui drum. Acest ansamblu de utilaje este tot ce aveți nevoie pentru crearea unei infrastructuri rutiere la cel mai înalt nivel de calitate. Include un transportor de beton, un echipament de nivelare și unul care contribuie la întărirea materialului folosit pentru construirea căii de rulare. Sistemul este simplu. Se creează o armătură de oțel de forma drumului, iar o betonieră varsă materialul pe o bandă transportoare. Betonul este apoi preluat de un sistem de melci, care îl uniformizează orizontal. După ce primul strat de material a fost depus, intră în scenă echipamentul de nivelare. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, acesta este asistat de muncitori, care finisează suprafața în modul clasic prezentat aici. Ultima etapă a acestui proces include uscarea rapidă a betonului, care se face cu ajutorul utilajului Firtgen TCM-180i. Ansamblul nemțesc poate crea drumuri cu o lățime cuprinsă între 4 și 12 metri și o grosime de maximum 50 de centimetri. Tehnologia folosită include scanarea digitală a terenului, programare 3D și pilot automat, pe scurt, zero bătăi de cap. Cu siguranță, un astfel de colos industrial ne-ar ajuta să construim autostrăzi în ritmul în care ni le promit guvernanții. Așa că invităm autoritățile din România să ia legătura cu germanii de la Firtgen. Încheiem știrile cu o statistică ușor alarmantă în ceea ce privește proiectele de construcții la nivel global. Conform unui studiu de amploare derulat de o companie britanică, întârzierile în execuție pe șantiere s-au dublat din cauza pandemiei. Dacă luăm în calcul marile proiecte de construcții, în medie, acestea vor fi gata cu 200 de zile mai târziu decât termenul stabilit. Mai mult, 9 din 10 lucrări au întârzieri și doar una se încadrează în proiecția inițială. Conform studiului citat, 60% din proiectele de construcții la nivel mondial vor fi predate cu o întârziere de 2 luni, iar 25% cu o întârziere de peste 8 luni. Peste 500.000 de companii din domeniu au participat la acest sondaj, iar majoritatea au justificat întârzierile prin deficitul de personal, lipsa materialelor de construcții și, totodată, indisponibilitatea utilajelor, toate acestea, desigur, cauzate de pandemie. În speranța că situația se va îmbunătăți în viitorul apropiat, să auzim numai de bine!